Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube Petruț de la Moroieni. Iată că sunt bucuros să împărtășesc toate activitățile pe care le desfășor de zi cu zi de aici din zona noastră, din comuna Moroieni. Timpul nu a fost unul favorabil zilele acestea, a tot plouat pe aici prin zonă, am fost nevoiți să stăm mai mult acasă, dragilor. Am petrecut Paștele cu prieteni și cu familia, ne-am relaxat, ne-am simțit bine și iată că de mâine vom fi nevoiți să ne reluăm activitățile din orașul Târgoviște, pentru că mâine vom merge la muncă, dragilor, de dimineață. Cu siguranță va fi ceva de muncă după haosul de sărbători. Chiar mă uitam cu câteva zile înainte, să spun așa, era un haos prin magazine, toți oamenii au ieșit la cumpărături, fie bogat, fie sărac, toți au avut ce pune pe masă de Paște, să spun așa. Noi v-am spus, ne-am simțit bine, suntem bucuroși că suntem cu prietenii și cu familia aici și asta eu zic că contează cel mai mult. Am fost și am luat și Lumina Sfântă. Iată că ce-i frumos, dragilor, trece repede, au trecut și aceste sărbători și așteptăm în continuare să vedem ce va mai urma. Deci v-am spus și eu, tot mă uit, timpul este unul foarte ploios aici în zona noastră. Se anunță câteva zile de ploaie abundentă. Voi fi pregătit mâine cu umbrelă să merg la locul de muncă. Și vreau să vă spun că tocmai încă mai sunt supărat de acești băieți care sunt meseriași, dar să știți că nu sunt serioși și acesta este cel mai lucru grav care se poate întâmpla. Neseriozitatea lor lasă de dorit, dragilor. Deci la mine au venit, mi-au turnat în cameră și mi-a zis să le dau 5.000 de lei bani înainte. Eu am mai întrebat pe anumiți oameni și prieteni și mi-au spus toți că banii se dă după ce face lucrarea. Probabil nu va mâna în foc, Doamne ferește, probabil oamenii sunt țepari. Nu pot să confirm lucrul acesta chiar 100% că oamenii ar fi țepari, dar mie așa mi s-a părut, de dragilor. De meseriaș, v-am spus, un meseriaș lucrează bine, dar neseriozitatea lor este una foarte nașpa. Și eu le-am spus că am cumpărat materiale și iată că sunt nevoit să stau cu materiale până va veni cineva să-mi refacă ce am de făcut la camera aceasta. Mai este mult de muncă la camera aceasta, că este o cameră mai mare. O să iasă ceva frumos. Am vorbit cu niște prieteni de aici din zonă, care sunt și ei oameni foarte buni. Păcat că nu mi-a trecut prin cap atunci la început să-i chem să le arăt, dar atunci ei erau plecați pe la alte lucrări și i-am rugat frumos să-și facă câteva zile timp să vină să mă ajute și pe mine să termin și eu camera fraților. Deci am fost bucuros că am obținut în primul rând un credit și am luat materiale și tot ce era nevoie și iată că ceea ce s-a întâmplat, dragilor, cu acești oameni care efectiv mi-au zis să le dau 5.000 de lei banii înainte și nu am fost în nicio formă de acord cu lucrul acesta, mai ales pentru simplu fapt că nici noi cunoșteam chiar așa de bine și vedeți și voi că în zilele acestea este greu să ai încredere în cineva cunoscut, dar în altcineva pe care nu-l cunoști, să spun așa. Deci vom vedea, îi voi chema, cred că miercuri vor veni, din când am înțeles, deci nu mâine, poimine vor veni băieții la treabă. Îi aștept cu mare drag și cu mare plăcere să mă ajute și pe mine să termin camera bine, totul contracost. Desigur că vedeți și voi că toate s-au scumpit. Important este lucru că mi s-a aprobat creditul de care aveam cea mai mare nevoie
momentan pentru a cumpăra materialele necesare pentru cameră. Deci m-am prezentat, am luat materialele, am luat și parchetul și să vedem câte zile va fi nevoie, va necesita această muncă din partea acestor băieți minunați care fac tot posibilul, să spun așa, să mă ajute să termin și eu această cameră. Deci, iată că ce-i frumos, exact cum vă spuneam, trece repede, din păcate. Ne-am simțit bine alături de familie și de prieteni, ne-am relaxat. Acum, gata cu relaxarea, mâine vom fi în orașul Târgoviște și voi filma de acolo și voi împărtăși o grămadă de lucruri interesante de acolo din orașul Târgoviște, un oraș, v-am spus, care s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. Sincer, singurul lucru care nu îmi place în momentul de față pentru orașul Târgoviște, și voi fi sincer cu acest lucru, este vorba că nu-mi place că nu este gata stadionul. De ceva timp tot se chinuie să fie gata stadionul, ca să putem și să mergem și noi dâmbovițenii să susținem echipa Târgoviștei la meciurile de acasă, pentru că ei joacă pe alte stadioane, nu joacă acasă, și cu siguranță echipa va juca altfel și va fi motivată cu suporterii dâmbovițenii, avându-i în spatele lor și împingându-i de la spate spre a obține puncte sau puncte în Superliga. Este păcat, dragilor, ca această muncă să nu fie dusă până la bun sfârșit. Nu știu și nu mă percep de ce tot se amână să dea drumul la stadion. S-au făcut investiții foarte mari și foarte frumoase față cum era stadionul, pentru că stadionul era omologat pentru Liga a doua, în care acum câțiva ani de zile echipa Târgoviște juca în Liga a doua, și de 3 ani de zile ei sunt în Liga întâi. Este puțin cam greu pentru acest oraș anul acesta să rămână în prima ligă. Să sperăm că nu se va întâmpla nimic rău, pentru că va fi omologat stadionul, sper eu, și să fie omologat cu meciuri din Liga întâi, nu cu meciuri din Liga a doua. Pentru că îmi va fi și mie mult mai ușor și chiar îmi place fotbalul și voi merge la toate meciurile când va fi stadionul gata, să susțin echipa Chindia Târgoviște din toată inima și din tot sufletul la meciurile de acasă. Dragilor, am vedere că vedeți și voi, chiar îmi desfășor majoritatea zilelor, îmi desfășor acolo în orașul Târgoviște. Aștept băieții la treabă, va fi ceva de muncă, v-am spus, dar cu siguranță sper să iasă, și am încredere în acești băieți că camera aceasta va ieși ceva foarte frumos. Este o cameră foarte mare, am intrat undeva la circa 30 de metri de parchet, deci asta înseamnă că este o cameră dublă destul de mare. Voi fi nevoit să fac și o sobă mobilă și o cameră cu condiții mai bune, să le spun așa, dragilor, îmi voi face, pentru că este nevoie și chiar este necesar la casa omului, dragilor, dar momentan nu am avut posibilitățile necesare, așa că v-am spus, am luat un credit, sunt bucuros că mi s-a aprobat acest credit, acum o să plătesc 2 ani de zile acest credit, o să scap și de acest lucru și vom vedea ce va mai urma, dragilor, pe parcurs, dacă va mai trebui făcute modificări sau nu, dar momentan sunt mulțumit că am obținut acest credit și am reușit să fac și camera, am început și școala de șofer, deci, să spun așa, anul ăsta l-am dedicat mai mult investițiilor, să spun așa, dar sunt niște investiții favorabile pentru mine, care mă va ajuta foarte mult să evoluez personal din multe puncte de vedere, și pentru acest lucru îi mulțumesc foarte mult prietenilor care m-au susținut să fac ceea ce am făcut până acum, mai ales prietenului meu, domnul Radu, care
Este un om minunat și care m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt dumnealui și mulțumesc pe această cale. Deci, un domn care ține foarte mult la mine, desigur și eu țin foarte mult la dumnealui, avem o relație de prietenie, zic eu, una foarte bună și să știți că m-a ajutat și eu l-ajut la rândul meu cu cum pot și eu, dar dumnealui chiar m-a susținut în tot ceea ce fac și să știți că este mare lucru ca un prieten în viață să te împingă de la spate și să-ți dea o motivație bună și să spună ai încredere în tine că vei reuși. Fă lucrul ăsta că este bine chiar și înainte să mă apuc să fac vloguri. Dumnealui mi-a zis, zice, fă-ți pașaport că nu se știe când putem să mergem undeva, să vizitezi și tu o țară și iată că nu la mult timp, dumnealui care vizitează mai multe țări pe an, mi-a zis să merg și eu, să strâng bani, să merg și eu în Turcia și chiar am fost câteva zile, am fost în Turcia și am fost bucuros pentru acest lucru și a fost foarte frumos, dragilor, deci am ieșit de aici, din România pentru prima dată, deci v-am spus, am făcut și pașaportul. Am avut câteva zile de relaxare, să spun, acolo. A fost totul perfect, totul a fost frumos, ne-am simțit bine. Mulțumesc pentru acest lucru dumnealui. Pentru că v-am spus, mulți prieteni te pot trage în jos, dar sunt puțini prieteni care îți vor binele și te împing de la spate, chiar dacă tu nu vrei, să faci lucruri bune și probabil eu ca și persoană nu am conștientizat lucrul acesta, dar pe parcurs îți dai seama de lucrul acesta că cineva chiar este alături de tine și chiar ți vrea binele, să spun așa. M-am sfătuit și cu dumnealui, a zis că să iau alți băieți, nu m-a lăsat să dau banii 5.000 de lei înainte. Vă dați și voi seama că având în vedere că era un credit de nevoi personale, nu puteam să dau acești banii dragilor înainte pentru că îmi era și mie foarte greu să spun așa. Puteam chiar să-i pierd, că oamenii n-au mai dat niciun semn, chiar le-am dat mesaje și o să vi le arăt la momentul respectiv. Mi-au zis că dacă le dădeam banii, cu siguranță a doua zi erau aici, dar v-am spus, nu aveam nicio certitudine că ei mai pot veni, nu aveam nicio încredere, dar trecem cu bine și peste acest lucru. Și vom vedea în continuare ce mai fi, va mai fi de făcut. Îi aștept pe băieții care îi cunosc să vină să-mi termine și mie camera și voi împărtăși și cu voi activitățile pe care le faceți și de ce nu cum va arăta camera când va fi totul gata dragilor de aici din zona noastră. Deci asta este, trecem peste, vedem că vremea este nașpa. Mâine voi pleca de dimineață la muncă, chiar mâine voi sta, poate chiar și peste programul de la muncă, mai ales că este mult de muncă în această perioadă. Sunt bucuros că am luat de muncă, sunt bucuros de activitățile pe care le fac și chiar îmi place și este mare lucru să-ți placă și să te obișnuiești cu ceea ce faci. Adică această muncă pentru mine chiar a devenit o pasiune, să spun așa, pentru că vreau să vă spun că dacă s-ar putea să lucrez și 12 ore pe zi, chiar și 12 ore aș lucra, pentru că și cei de acolo de la fabrică sunt alături de noi și le mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Sunt niște oameni minunați și oameni minunați care știe să stimuleze angajații cu mai multe avantaje, dragilor. Astăzi am ales să vorbesc de aici, din zona de la mine, să stau puțin de vorbă cu voi. Mai sunt astăzi, mai este și mâine, mai este chiar, să zic așa, o zi de sărbătoare, dar de mâine oficial majoritatea oamenilor începem la locurile de muncă. Ne-au prins bine aceste zile de relaxare, ne-am simțit bine cu prietenii și cu familia. Vă doresc și vouă multă sănătate, dragilor, și să ne vedem în curând
cu bine. Vă mulțumesc că am văzut că am crescut în număr mare pe canalul meu de YouTube și vă aștept să fim un număr foarte mare. Ieri chiar am uitat, la un moment dat să mai pun vlog, chiar nu am mai filmat. Am petrecut, să spun așa, ieri și îmi cer scuze pentru acest lucru, dragilor, și cred că și voi ați petrecut, cum ați știut și voi mai bine, alături de prietenii și de oamenii dragi vouă din zonele voastre, oriunde ați fi. Vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase, vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, v-am spus, am schimbat numele, am pus Petrus de la Moroen. Vă doresc un început de săptămână excelent, chiar dacă începem de marți, ne reluăm activitatea la muncă. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă, dragilor, să auzim de bine și nu uitați și voi, cei care puteți, vă rog din suflet, un like și un share, să distribuim vlogurile mele mai departe pentru a vedea cât mai mulți prieteni. Vă doresc o seară minunată, la revedere!